Geduia, jocuri carnivore la prețuri ierbivore. Mai multe detalii în descriere. Bun. S-a făcut aici treaba? Ia să vedem. Aveam de la Smithy. Așa. Și aveam de la Keyball. Așa. Să sperăm că cu 20 e suficient. Bun. Băi, sincer, da. Deci m-aș duce cu Manticore-ul numai ca să văd dacă știe să... Ia, hai să testăm. Hai să testăm cu Manticore-ul să vedem dacă poate să ia chestii de pe jos. Nu știu cum... Click dreapta sau ceva. Te regenerezi, my friend, te regenerezi. Ia, hai să vedem. Nu dă niciun semn de nimic. Click dreapta pare să fie un atac din aer și atât. Ia să vedem. Dăm ceva micuț pe care să-l iau. Mă, încă mai are buff-ul omul, fii atent. Asta e un atac, nu? Da, e un atac. Ok, deci are un mic melee atac din aer și atât. Ok, Q, X, Z e altceva. B? Nu știe să ia. Of. Mă, dar zboară super rapid. Deci zboară super, super rapid. Mai punem un melee? Sau un move speed? Ia, mă, stai mă așa. Cât de rapid știi să zbori? Mi se pare mie sau te miști mai rapid decât dragonul nostru? Nu știu ce să zic. Cred că s-a băguit efectul de healing. Cred sincer că s-a băguit efectul de healing. Da, nu știu ce să zic. Hai să băgăm în viteză, dacă tot nu putem face nimic cu el pe atac. Hai să băgăm în viteză acolo. Bun, și să mergem cu gușterul nostru, cu care mergem noi de obicei. Să vedem dacă suntem în stare să ridicăm un Utiranus cu el de pe sol. Să vedem dacă știe să facă chestii din astea. Mamă, și mă gândeam, mamă, să vezi, frate, că deci grifon, mamă, grifon. Ne ducem să-l atacăm cu ce l-am atacat mai inițial, că nu știu. Nu contează, ne ducem să-l facem. Ne-a omorât. Mă duc să atac un grifon cu un alt grifon. Ne-a omorât, zic, grifonul e cel mai tare. Și după aia, mă duc, asta, hai să ai cu doi grifoni pe un dragon, că sigur îl facem pe fraier. Sigur. Da, și după aia dau de... calul ăla. După aia dau de dragonul de foc. Wild, nu știu ce. După aia mă trezesc cu Titan Dragon, care se sponează. S-a decis el să se sponeze la noi pe Tarla. Ai un diplom. Ok, nu înțelegeam ce e acolo. Două secunde, că cred că undeva aici, în partea asta era. Sincer, nu cred că o să-l pot ridica, că nici Alosauro nu pot să-l ridic. Dar... un copil poate să viseze și el, nu? Ia Utiranus, unde ești tu, Utiranus? Na, al nebic acum nu-l mai văd. Parcă să zic că se urcase aici la un moment dat. Parcă. Văd un rinocer acolo. Dar nu-l mai văd să atace nimic. S-a dus mai departe, mă? Nu, sunt chestii micuțe pe aici. Unde te-ai dus, man? Ia să mergem un pic la vale, că poți să o fi dus la vale. Cine-l vede primul are nota 10. Văd un urs. Aici am omorât noi King Kong-ul. Da, deci ne-a învățat ca lumea... Nu, ăla e o ciută. Ne-a învățat ca lumea căluța acum, uite, du-ne înapoi și la combinația cu King Kong-ul. Intri cu dragonul pe el, îi dai cu foc, fugi. Intri cu dragonul pe el, îi mai dai un pic cu foc, fugi. Nu stai să-ți dea cu niciun fel de proiectil în tine, că e nasală treaba. A, uite-l, mă, a? Aici e? Nu, asta e o haită de carno și de orice altceva. Dragilor, nu-l mai găsesc pur și simplu pe ăla de... Cât aveam, 900 și ceva. Nu reușesc să-l găsesc pe fraier. Acolo, în zona aia generală, s-a sponat o femelă de 500 și ceva. De Utiranus. Dar ăla dinainte de 900 și un pic nu mai este. Nu știu cum, de unde să fac rost de el. Nu realizez. Mă gândesc că poate a picat cumva peste o margine.
sau ceva dubios de genul ăsta. Și na, a dispărut. Ok, cum îl domesticim noi pe ăsta? Hai să vedem. Hai să vedem dacă reușim. Mamă, se mișcă și super, super rapid gușterul, știi, mai e și asta o problemă, trebuie să fim super atenți. Mai are și rege atacul ăla, atacă tot ce prinde gușterul. Nu-l văd deloc de aici, de la nivelul ăsta. O mai fi acolo, nu mai fi. Stai că văd copaci care spică prin alte părți. Ia uite-l. De ce s-o fi luat, mă, de teri-teri, mă? A simțit el nevoia să se ia de un teri-teri, așa ca fapt divers. Mamă, de ce are rege atacul ăla? Îl vreau pentru că are viață foarte mare, adică e un amărât de dinozaur care are 40.000 viață aproape. Și mi se pare foarte interesantă chestia asta. Hai să vedem dacă putem să aterizăm aici și să luăm după ce omoare el toți castorii din zona. Cuișterul. Se ia la bătaie cu toți castorii, mă, ești nebun. Așa e. Hai că vine și prietenașul ăsta la tine. Așa. Hai că căsăpește tot. Căsăpește tot din zona. Dimorfodonul moare să ia. Deci le dă rage-ul ăla, îi face să fugă, să înțeleg, dacă sunt sălbatici. Ce mai atacă, mă? Ce-a mai văzut el, mă? A, era un raptor acolo. Îl ia și pe ăla micu? Aleargă după ceva mic. Păcă-mi ești piciorul. N-am văzut să stai atât de mult după unde ăsta. Pentru că atacă orice. Du, dar nu vrei să te calmezi? Are și el o problemă. Oare aș putea să nu mă atingă cu rage-ul ăla lui și să mă strecor cumva? Ar fi bine dacă cumva m-ar vedea, dar nu m-ar... Adică să se prindă într-o margine, cumva, înțelegeți? Uite, de exemplu, cum stă acum. Ia să vedem dacă reușim să-i facem ceva. Nu, șezlând. Da. Stai că dau eu în altele. What the fuck? Nu știu dacă l-am prins. L-am prins, mai ești nebun. Ușor, că nu vreau să îi dăm damage. Deci nu vreau să cred că l-am prins. Cât de random a fost. Ok, bagă-i asta. Uneți-mă aia de domesticit. Aici, la picioare. Gata. Salut, compii! Auto courage off. Ok. Ia la neacolo că n-ai nevoie. Punem grifonul să ne așa. Și ia să vedem ce damage dă. 400. Bă, destul de bine. Destul de super extra bine. Așa, și ce viață ai tu? 43.000 viață în pana mea. Crește cu vreo 400 și un pic la fiecare punct de viață. Oh my god, hai să-l cem până la 50.000. Și cu capul. Deci nu vine să cred. I-aș mai băga un pic în melee damage. Hai să vedem până la vreo 400 așa, să vedem ce știe să facă. Și după aia, nu știu, cred că i-aș băga în viteză. Cât de sexy e bestia. Iar am... Nu, sunt ok cu... Ia mă, și click dreapta o presupun că e acel atac special, nu? Da, și ăsta să înțeleg că face un buff. Un buff care la el nu se vede. Ia două secunde să vedem. Am kilo de 500 și un pic. Da, nu e și dă atacă și foarte rar. Deci nu este în sine pentru atac el. Propriu zis. Ok. Ia să vedem cum alegi, my friend. Aleargă ceva. Păi cred că în viață și în stamina. Ia stai să vedem stamina cât are. 2000 și un pic. Cred că în viață și în movement speed.
Hai să lucem până la 250, poate. Mă distrează că... O, ești nebun! Deci după ce le dau rage attack-ul... După aia le dau la damage în ultimul hal. Foarte tare. Și mai și fug dacă nu... Ok, interesant, interesant. Vitati? Bravo. Fii atent. Atacăm și tu ținta mea, te rog. Așa. E mai să ne mai plimbăm un picuț să vedem ce și cum pe aici. Ce viteză băgăm. Ia. Nu suntem suficient de aproape? Hai, come on. Nu știu ce era în fața noastră, dar nu mai e. Stai că ne-am luat debuff-ul de la gușterul ăla de... Așa, dă-i la fraier. A murit? Gat. E ok, în regulă. Nu e panică. Mamă, deci câtă viață poate să aibă, ești nebun. Mai bagă mă iasă, uite, m-am gen la 60 de mii cu viața lui. Dud, câtă viață poate să aibă. Ok, hai să ne plimbăm ușurile aici la vale. Nu ne-am uitat la weight, 1400. A, deci nu e de cărat. Animal de povară clar nu e. Îi mai îi ia ceva până să dea răgetul. Îi ia ceva la gușter. Ok, să vedem în ce direcție general ne putem orienta. Da, mă, deci ăsta ar fi bun de pur și simplu un cal să te plimbi și să nu-ți fie frică cu el, care are 60.000 viață. Ce vorbești, ce vorbești. Mamă, ce-mi place grifonul. E o plăcere deosebită, man, cu grifonul. Bă, noi am luat ceva de mâncare. Așa, să aibă și el de mâncărică acolo, săracul, că... N-apuc să-i fac nimic, că mi-l omoară gușterul! Mâncă și tu pe aici, mai ești un pic de cărniță. Spoiled meat. Vine, mă? Vine. Ia, vin la tata un pic. Ia, să vedem ce reușim mai aici cu ăștia. Compi. A, era un compi ăla micul din stânga. Ok. Mamă, și e și blănos, așa e dubios rău de tot. Vii? Bravo. Ce? Trodonul vieții tale! Se apucă el, mă. Bun, hai să ne băgăm aici frumușel. Văzut ceva sus sau mi s-a părut mie? Bun, deci până asta cred că îl lăsăm pe neutru, în interiorul bazei. Și dacă simte el că este atacat sau ceva de genul ăsta, să poată să-și dea rage attack-ul și să ne distrăm în felul ăsta. Eventual, stai că am pierdut. Unde ești, mă, animalule, mă? Unde e, mă? Unde s-a pierdut, mă? S-a prins în ceva, într-o stâncă undeva. Ia uite-l. Vin la tata, vin încoa. Așa, vii, bravo. Hai să-l lăsăm aici pe gușter și ies blând acolo. Și hai să ne zicem că sunt foarte curios dacă îl aterizez unde trebuie. Dacă îl punem să atace el, ce știe să facă. Să ne zicem undeva mai departe ca să putem. Dă-te. Fă loc. Așa, deci de la o depărtare din asta mai mare, un pic, ia mai friend. Nu e pe attack my target, nu? Attacking target, da. Attack my target. Deci mai întâi rage. Hai. Și pe aia dă 600 și ceva damage. Bravo, dude. Și pe aia îl mănânc. Așa e frumos.
Ok, hai să mai atacăm ceva. Deci asta e inițiala, el atacă așa de la el putere. Uite pe ăsta micu. Bagă-l pe ăsta. Dă-i la fraier. Mai uite că îi dă cu rage. Mamă, dacă tăia frate să dea atacul ăla special. Nu cred că l-a prins. Da, nu l-a prins pe ăsta cu atacul special. Ok, e, el și pe ăsta micu. Tu ce nivel ai, mă? 300 și un pic slăbuț. Da, e de câte 600. Ia să vedem. Hai să spunem un pic și în atac, mă. Dar nu mai, deja nu mai avem niveluri. Te ducem până la 60.000 viață și te lăsăm la 60.000 viață. Cred că ar fi mai bine așa. Cred că ar fi mai bine pentru toată lumea așa. Bun. Hai să-l întoarcem acasă și să-l lăsăm acolo. Ne-am făcut rost și de un... cum era, mă? Iar am uitat. Tyrannos. Ia uite-l, mă, nu știam eu de ce nu... N-am făcut rost și de un Tyrannos. Din păcate nu l-am găsit pe ăla mare de level 900. E, și asta ok, la 800 și un pic. Este ok, mai ales în gând de faptul că nu o să-l folosim la prea multe lucruri. Așa, te băgăm și pe motelul aici. Și te lăsăm acolo să-ți faci tu de treabă, da? Ești cu minte? Mamă, când mănâncă zici că, bă, ce ai, mă, bă, ești nebun, frate. Dragilor, de sfârșit de episod s-a gândit în Sky că poate ar fi interesant să vedem ce, care-i faza aia cu, forge-ul ăla super extra ultra șmecher, să vedem dacă se poate face ceva interesant cu el. Așa că am văzut, dragi și scumne, în Sky, o să încerce să ajungă aici la pinguini. Speranța că nu sunt chestii prea rele care să ne facă viața amară. Așa, și să vedem dacă suntem în stare să prindem un pinguin sau doi. Două secunde, că trebuie să mâncăm niște chestii pe aici care nu se conformează cu părerile noastre despre viață pe planeta asta. Așa, mi-am făcut sabia la ultimul nivel de Ascendant sau ce Dumnezeu e. Așa, și hai să vedem dacă suntem în stare să atacăm un pinguin. Eu am înțeles că cu sabia se obține cel mai mult organic polimer. Cu sabia, cu băta. Sunt câteva chestii de genul ăsta care... Cum ajung la tine? Așa, dă-te un pic mai așa. Să sperăm că mamutul ăla nu e agresiv. Man, dacă mă dau pe lângă tine, nu te iei de mine, nu? Așa, hai să vedem aici. Come on! Așa, 12 organici polimer. Sunt curios dacă... Că ei, că în mod normal, fug când îi ataci. Și mă gândesc că dacă îl omori dintr-o singură lovitură, ceilalți nu o să fie... alertați, ca să zicem așa. Sunt foarte curios dacă îi domesticești. Creează polimer în mod automat în inventarul lor. Încerc să mă țin departe. Mamă, cât abrăhățelu a scos neneala acolo. Băi, avem nevoie, să știi și tu, că avem nevoie de destul de mult polimer, man. Deci nu cred că rezolvăm nimic. Ia uite-l pe ăsta, micu, cum stă el aici. Ce faci? Încățeși. Poți să mă pun jos pe burtă să te prind? Da, mă, el încearcă să înoate acolo. Numai că s-a prins gușterul. Și nu poate să mai meargă mai departe. Taming food. N-ajung la el. Ai scăpat, fraiere? Ai scăpat? Ok, hai să vedem în ăsta galben dacă găsim ceva interesant. Are un dimorfodon acolo? Da, e un dimorfodon. Trebuie să mă interesez să vedem care e faza cu pigmii, nu știu ce. Ci că sunt în joc niște pigmei. Care-s buni pentru... Ce, mă? N-am vrut să fac una din asta. Un GPS. N-am vrut să-l fac. Că am zis că... Mielene. Și uite că am găsit unul mai aici nebun. Cât de tare. Ce ziceam? Da, de pigmei, că am impresia că se pot face chestii super interesante cu pigmei, ceva de genul că se pot evolua sau, nu știu, niște chestii astea dubioase. Trebuie să mă interesez să vedem cu ce se mănâncă. Că zău că ar fi păcat să nu profităm. Bine, asta ținând cont de... Nu. Ținând cont de faptul că posibil să nu găsim niciodată vreunul. Pentru că mereu văd, îmi apare sus mesaj că pigmi nu știu ce a fost omorât, has been defeated. Și mă gândesc că na. Ok, hai să vedem ce mai e pe aici. Opa, cine te omoră pe tine?
Cine te-a omorât pe tine? A, cred că niște pulmino. Cred că s-au luat la bătaie cu niște pulmino pe aici. Ok, 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 ok. Nu este panică. Bun, deci eu nu văd să găsim super rapid niște polimer. Trebuie să vedem rețeta de polimer. Hai să ne uităm aici un pic. Deci avem 100 și un pic de polimer pe acolo. Polimer. Cementing paste și obsidian. Băi, în mod surprinzător avem foarte mult cementing paste. S-au spunat 3 aici. Două secunde să eliberăm un pic de lupi. Stai că vine și asta. Vine sau fuge sau ce faci? Cred că l-am omorât. Ok. Hai să mai luăm un pic de polimer. Da, dacă eu mor din one hit, nu se alertează restul. Foarte tare. Chiar asta voiam să văd, eram super, super curios. Ok. Doar 3, mă? Așa, mă. Stai, mă, așa, mă, că rezolvăm noi aici, mă. Mă, nu că se spunează super rapid, ceea ce e super bine. Așa, 145. Un picuț. Un picuț. Nici prea, prea, nici foarte, foarte. Da. Ce îmi văd ochișorii? Aterizează. E pui sau e pigmeu? E pui ferar al navii să fie. Nu știu cum arată un pigmeu dintre ăla. Nu am idee. Asta e un golem acolo la care n-are ce face. Avem aici o ceva dubios. Ia, hai să vă arăt. Mega compii. 9500 viață. Pe care probabil dacă l omorâm ne dă ceva interesant. L-am văzut, ne-a omorât la un moment dat când încercam să omorâm calul. Și asta a fost într-una din încercări. Bun, hai să ne întoarcem acasica și să vedem dacă reușim ceva cu polimerul vieții. Că cementing paste am impresia că avem căcălău. Deci la cementing paste nu cred că ducem lipsa. Băi, l-am pus pe Yutiranosaur. L-am pus pe Guster să auto dea buff, ceva de genul. Și dă omul buff în continuu, deci numai gura lui se aude. Ceea ce nu cred că e super bine, din punctul meu de vedere, cel puțin. Ok, hai să vedem aici. Deci, eu deja am strâns niște materiale. Aici, cât de cât și aproximativ. Este un forge ăsta de care avem noi nevoie, da? Și se poate vedea că avem nevoie de 400 de polimer. Cum am polimer, cementing paste... Ne putem lipsi de un pic de acolo de cementing paste. Hai să aruncăm pe mătăluță. Deci putem să furăm 442 de cementing paste fără niciun fel de problemă. Așa. 440. De fapt, putem să ne uităm în partea cealaltă până ajungem la 500 și gata. Hai cu tata. Perfect. Așa și am zis noi că cu un pic de obsidian. Dar nu știu unde, stai așa. Unde se făcea polimerul? În fabricator. Ok. Gata, șef. Gata. Așa, la 2 cementing paste, da. Și vreau să-mi faci pentru... Cât am zis, mă? 200 și ceva. Hai să zicem 250, să vedem dacă avem materiale suficiente pentru 250. Okay, pornește și fă-ne... Așa, 200 și un pic de acolo. Și mai facem rest noi de undeva, nu? Ia, așa de curiozitate. Nu știu dacă Kairuku ăsta produce polimer. Bine, ne mai putem plimba până... Vin la tata. Hai să mai facem repede și să mai... Nu mai facem rost, mai avem un inventar prostioare. Nu avem foarte mult. Hai până face fabricatorul acolo. Sau eventual și ce am putea să mai facem? Am putea să ne ducem să... Prăduim un picuț. Hai să fiți atenți. Mergem mai întâi la Kairuku. Luăm de la Kairuku tot ce se poate lua. Nu ne mai dăm jos de pe dragon. Și după aia mergem la castori. Și luăm de acolo niște cementing paste. Ce ești tu verde așa? Ești ceva verde. Nu cred că mă interesează. Oh, cât s-au respawnat. Ești nebun. Stai așa. Hai să discutăm. Mai puteam să mai încercăm o chestie. Acum realizez.
Stai așa. Bă, Sky, dă-mă în pui. Taci din gură, taci din gură, că ne mișcăm rapid. Ajungem rapid, stânga-dreapta, stânga-dreapta. Nu e problemă, nu trebuie să ne panicăm. Am putea să încercăm și cu băta, să vedem cu băta dacă obținem mai mult polimer. Băi, mă disper, mă, omul. Mamă, și mă enervează că nu-l văd. Că dispare super rapid din rază. Ăla o să fie o problemă foarte mare pentru noi, să știți. O să fie o problemă mare dacă se apropie prea mult de... de baza noastră. Să sperăm că nu. Asta zi... Ești ok? Asta zicea și autorul modului, că să nu te atașezi de dinozauri. Să nu te atașezi de dinozauri, că e foarte, foarte posibil să rămâi fără. Da, mă, deci avem așa, avem un Mastercraft Wooden Club. Așa, știem eu că avem o din asta pe aici, pe undeva. Așa, și hai să vedem de ce avem nevoie ca să o upgradăm. Fiber și wood, da? Ok, hai să aducem fiber. Fiber. Ok, și wood. Ok. Ce puțin, de la 200 și atâta? Ok, mă așteptam la mai mult. Chiar mă așteptam la mai mult. You're starving. N-am vrut să fiu starving, îmi cer scuze. Așa. Și hai să vedem dacă cu bâta obținem chestii mai interesante. Mă aștept să nu-i omorâm din prima. Dar aș vrea să văd la capitolul resurse luate înapoi, dacă putem. Am înțeles de asemenea că și cu Pelagornisul putem să ne facem de cap. Când vine vorba de guștile ăștia mici, numai că mi-e frică să mă mișc cu Pelagornisul aici sus. Mi-e foarte frică să aduc Pelagornisul aici sus. Așa, așa, ai cu tata, ne uităm un picuț așa să nu fie ceva rău pe aici. Ceva prea rău. Bun, și prima dată hai să ne testăm să vedem bâta dacă e one hit kill sau nu. Da, nu e, că bâta e face altceva. Ok, bun, păi atunci hai să mutăm invers. Mutăm, uite, ceva de genul ăsta, ce zici? Așa. 38, oh my god, perfect. Unde dispără rămătoți? Unde se duc să rămătoți? Vin la tata. Așa, deci one hit kill. Nimeni nu a observat nimic. 30 de organic polimer. One hit kill. 30 de organic polimer. Dă-te, vin la tata. Perfect. Ce vorbești, mă? Oh my god. Dacă știam de chestia asta din prima, a? Da, las că testăm și noi, ce oameni suntem. Vin la tata. Perfectamundo. Magnific. Mai mă vreunul. Cred că dacă stau aici 5 minute fac rost de organic polimer, ce n-a văzut Parisul. Ok. Hai să ne uităm repejor în inventar. Să vedem cât am făcut. 284. Pentru că de ce nu? Mai e încă unul aici. Ok, da, mă uitam să văd dacă sunt... dacă e ceva nasul prin zona. Încă 36 de organic polimer. Și gata! Ne-am făcut rost. Foarte, foarte tare. Acum sunt curios să văd cu Pelagornisul. Sunt curios să văd cu Pelagornisul ce reușim să facem. Numai că Pelagornisul nu cred că ar da damage atât de mult. Deci n-ar fi un one hit kill. Dar am putea să-l punem pe neutral ceva și să mănânce ce omorâm noi. Am putea să facem și chestia asta. Adică să mă duc la fiecare ăsta în parte cu sabia. Ia da și tu prostiile astea, te rog, mersi. Și să vedem așa dacă reușim ceva. Ok, my friend, tu aici cărnița. Polimerul aici, ok. Forge. Și acum n-avem cementing paste. De ce n-avem un cementing paste? Stai așa. Am furat de undeva cementing paste și n-am realizat eu? Așa, mă.
Bagă unul din ăsta. Oh my god. Câtă ia, mă? Bun, și mătăluță, de aici poți să te oprești. Poți să te oprești absolut, că nu mai avem nevoie. Am rezolvat cu polimer organic. Tu ești nebun cât ia. Și o să trebuiască să ne mai ducem să mai facem o rundă de zi. Pe la castori pe acolo, ca să ne facem de rost, dar din de toate. Ok, mătăluță, poți să te bagi aici. Țițeiul, sincer, la tine, mă, sau în partea asta la altă țiței? Vreau să fac combustibil. Numai în forgiu normal? Cred că numai în forgiu normal. Da, cred că numai aici merge țiței. Bine, lasă-l, că și așa putem să facem rost de țiței destul de ușor și destul de rapid. Ok, combustibil, mă interesează. 25 de bucăți acolo. Aici mi se pare că avem mai multe, sau nu? Ok, de unde avem, mă, benzină? Aici? Nu, ăsta e altceva aici? Nu. Puteam să jur că avem benzină pe undeva. Uite, mă, aici am aici, nebun. Ok, și hai să vedem care e faza cu forge-ul ăsta. 8. Cât de mare ești, my friend? Bă, e ceva. E ceva destul de mare. Pick up. A, bine, ok. Perfect. Ok, și acum dacă facem așa și turn on, ne este super caldă. Să nu ne omoare puii mei ăștia pe aici. Fii atent, fii atent. Prin screen. Stai să facem așa. Pune-te jos la nivelul pământului. Prin screen. Dar stai că să se plimbe floarea în sens invers, așa. Nu mă așteptam cu floarea aia să facă parte din peisaj, da. Ești nebun și deja... Ia uite, mă, avem aici o chestie care ne face rost de metale. Giurgiuc, și putem să uităm de ea la o adică. Eventual, știi ce? Fă-mi așa rost, da, ca să avem. Să am aici combustibil, forever and ever. Așa, și lăsăm-o acolo să-și facă de cap. Bun, dragii mei, ne-ați mulțumit foarte mult pentru atenția acordată. Dacă ați rămas cu mine până acum, un mic like, un coment, un share. Cred că o să fie un episod împărțit la două. Poate o mică abonare, dacă n-ați făcut-o deja. Bună seara, București! Bună... What? Ce? Bună seara, București! Bună seara, România! Uite cât răhățel a făcut. Pe data viitoare. Stai așa, că sunt curios acum. Și dacă țin 8-ul, ești nebun, am o lance, frate. Vai de capul meu. Când au băgat, mă, chestia asta în joc?